interviul săptămânii la Rcis FM. Dragi prieteni, bună regăsire la interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru, din nou aici pentru dumneavoastră pe Angelus TV și Rcis FM. Astăzi vă mărturisesc că e o emisiune cu emoție pentru mine și cu siguranță pentru foarte multe persoane din zona Bacăului. Știți că e acel sentiment când revezi un om după mulți ani și ți se pare că el nu s-a schimbat deloc, și atunci te întrebi: dacă el nu s-a schimbat, oare eu m-am schimbat? Așa că vă provoc pe voi, dragi prieteni, din zona de nord a orașului Bacău, și nu numai, pentru că și alți tineri au avut contact cu invitatul meu de astăzi să vă întrebați, astăzi, cum și ce s-a schimbat în viața voastră. De la acel moment, momentul în care l-ați cunoscut pe Don Tiziano Barocco, pentru noi, Donti. Donti, Don da. Bun venit în studioul FM și bucuroasă și fericită revedere după 15 ani, cred, pentru noi. 15 ani, da. Bine, bine v-am găsit tuturor celor care ascultă și mai ales pentru așa, această întâlnire deosebită la care sunt invitat. Mă bucur astăzi să. Să trecem așa prin timp, prin timp și istorie, pentru că voi vorbi oarecum. Îmi iau așa acest drept de a vorbi în numele tinerilor din zona de nord a orașului Bacău, cei care v-au cunoscut din anul 2000, când ați venit în Bacău și ați înființat comunitatea saleziană în, în orașul Bacău. Iată o comunitate care este atât de mare și de frumoasă astăzi. Dar până aici au fost foarte multe etape, despre care astăzi vom încerca așa să ne amintim și să, să le menționăm. Dar marea mea bucurie și să zicem că le dăm așa vestea la televizor, cum se spune, nu, mm. tinerilor și copiilor din Bacău, este că ați revenit la oratorul Salesian Don Bosco din Bacău din această toamnă. Iată, misiunea dumneavoastră s-a întors din nou în punctul, în punctul din care ați plecat în anul 2008. Astăzi sunteți din nou la oratorul salezian Dombosco. Don Bosco. Donti, facem un exercițiu, pentru că așa n-ați învățat la oratoriu, nu? Exerciții și jocuri, pentru că ați fost mereu omul veseliei și al jocului. Am încercat. Ați încercat și v-a ieșit. V-a ieșit, să știți foarte bine. Haideți să facem și noi un joc și să ne amintim momentul 2000, Donti la Bacău, momentul 2023, Donti din nou la Bacău. Ce era atunci și ce este acum? Mai întâi aș dori să spun că dacă tu ai pomenit de emoții, asta e valabil și pentru mine, pentru că am întoarce într-o realitate foarte mult iubită și a începe deja cu un interviu cu amintirile, deja încep toate tocmai, amintirile și toate dorințele pe care așa le răvăd de ca într-un film. În anul 2000 era anul sfânt al jubileului și din regiunea noastră din Italia s-au gândit, hai să facem un cadou la românii, că să a și să înființăm o altă casă. Una era deja prezentă la Constanța și era vorba de a înființa ceva aici, în dieceza Iași. Și ni s-a propus acest loc că pentru noi după aceea a fost chiar providențial, o, o bucurie mare-mare, Bacau, Bacau e, Nord, lângă Biserica de Iremia, care ne-a primit cu mare drag, era părintele des chiar Într-adevăr, a făcut multe, multe, multe pentru noi. E, în anul 2000, mai tânăr fiind, nepriceput, și acum sunt nepriceput oricum, și oricum, cu multe emoții, neștiind limba, am învățat -o de la copii, jucându-mă la fotbal de masă sau la întâlnirii cu ei, e, încet, încet s-a înființat această realitate, care oricum avea o nuanță mai simplă, mai mititică, mai. Aș pune chiar și săraca într-un fel, adică pentru că numărul... că nu aveți nimic. A, pra... Exact. Ați venit aia. în Bacău, dar nu era nimic. Era doar stâlpul deja că... început. pentru că Lumea cei la Const... nu știa cine sunteți. A, nu, nu era 0, o imagine să... Uh. Acum dacă mergi în Bacău și spui de salezien, știe toată lumea ce e cu ei. Atunci puțin știau ce da. înseamnă de fapt. dom bosco, salezian. Deci aveați din start... O mare provocare, să înțelegem cine sunteți. Da, și trebuia să, cel puțin asta era și scopul nostru, nu de a spune cine sunt Salizieni sau cine e domn Bosco, ci ce frumusețe este să fii uh, în cadrul bisericii, poate și după stilul pe care noi l-am îmbrățișat într-un fel, care ne-a îndrăgostit și pe noi sau pe mine, de a fi a lui Hristos cu stilul asta mai vesel, mai uh, prietenos, mai... Uh, Că împărtășește, că se ajută, că se face grup, că se, se merge înainte, tocmai în, în, în cadrul bisericii. Și e adevărat, nu eram cunoscuți. Poate că prima oară eu am impresia că ne se uitau la noi ca niște extraterestri. După ce am aflat că erau și alte biserici de alt fel de, de, de denumiri care se propuneau și, și noi eram, poate, văzuți ca un fel de ceva oricum chiar nu nu chiar. Poți să ne amintim de acel început toate lucrurile poate bine pentru noi cei care eram apropiați de biserică n-a fost un astfel de gând ca ați fi acel tip de oameni care reprezintă Dar doar pentru că eram chiar pentru toți. Pentru că scopul exact. nostru era și de a fi nu de a face deosebire doar pentru ai noștri catolici. Chiar dacă inima, bum, imediat este ca un magnet pentru asta. Pentru că dacă nu, nu am fi creștini Dar era chiar pentru o deschidere. Pentru că stilul lui Don Bosco mereu a fost să să-L iubim pe omul. Și omul care devine din ce în ce mai mult fiu Dumnezeu. Așa e, e o legătură între aceste două dimensiuni. Deci, nu ne-am închis niciodată. Deci, asta impresie era atunci când ne adresam la ceilalți. Deci, trebuia să mergem foarte, foarte încet cu totul. Trecem acum la 2023, pentru că oricum mai avem mult de povestit despre acel început. Okay. Acum, ce ați găsit în Bacău? Un lucru foarte frumos. Schimbat, eu aș spune chiar de tot. Adică, nu, nu recunosc, dar e, am impresia că am intrat într-o lume cu adevărat mult mai mare. Știi, când ai cunoscut un copil și acum îl vezi om. Aș spune <laughs> același lucru și pentru tine. Erai copil atunci, exact. am colaborat cu mare plăcere. Dar acum văd o profesionalitate, văd o persoană deschisă. A rămas rădăcina identică. Și fiți convins că oratoriul salesian și dumneavoastră ați avut o contribuție în acest sens, pentru care vă mulțumesc. E atunci eu mulțumesc că ai contribuit. Dar asta vreau să spun pentru că l-am văzut și pentru oratoriu. Deci, mi se pare că rădăcina e identică. A fi creștin, a fi ai lui Isus, a lui, lui, lui Don Bosco, dar cu o maturizare cu adevărat mare. În mai multe laturi, pentru că e vorba de animatori, eu am fost uimit de numărul, de prezența, de calitatea, de responsabilitatea pe care își asumă. Și eu chiar sunt cu ochii deschiși așa. E după aceea, de punct de vedere este profesional, pentru că s-au început anumite activități foarte frumoase. Ceea ce noi am înființat atunci cu după clopoțelul, că era un fel de after school, dar de la început, început. Și scopul, să copiii să nu stea pe stradă singuri, ci să fie într-un mediu mai supravegheat. În vremuri în care nu făcea nimeni acest lucru. Tocmai la nivel, asta în adevărat, în da. anul 2000, 2000 și un pic, nu făcea nimeni after school în Bacău. Nu era da, da. ideea asta de după clopoțel, cum o numeam noi Și atunci. de aceea numele nu mi s-a părut ciudat. After school e de engleza și nu... E mai pretențios, mai vine, nu? Mai vine. După, după clopoțel putea... e mai prietenos. Sau prin aia, sau... E, Asta. E, lucrarea cu și adulții, pentru că sunt adulții care atunci erau tineri și văd că acum se implică cu un drag atât de mare, că spun, mama, chiar a crescut ceva. Adică, în sufletul lor e, a crescut acea responsabilitate de a fi oamenii pentru lumea, dar cu rădăcina, cu valorile astea creștinești, că s-au îmbinat foarte bine. Eu, repet, sunt uimit. Sunt. E clau, chiar că fac un aplauz celor care au lucrat după mine, Părintele Vinci, Părintele Andrei, Părintele Iosif, deci s-au străduit și au făcut multe, 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 deci chiar e... Acum știți că noi trebuie să fim sinceri, așa e, chiar dacă suntem la televizor, noi suntem sinceri. Simțiți un pic de mândrie, <coughs> nu din aceea păcătoasă, mândria sfântă, că ceea ce este astăzi, în 2023 la oratoriu, vi se datorează și dumneavoastră. Nu, cred că într bă, poate pentru începutul sau pentru păi, prima împingere. Păi, dacă nu era începutul? Nu, no, eu sunt mândru însă pentru lucrarea cu mei, cu mei, pentru că într adevăr ei au lucrat, s-au stăruit, s-au făcut multe, multe, multe. E, e logic că trebuie ca o mașină, când a luat o viteză, trebuie mai retușată, mai adresată, pentru că scopul să rămână cu adevărat după aceea, dincolo de ceea ce sunt activitățile, ceea ce este sufletul pe care îi pui în aceste activități. Scopul care oricum este spre binele, cu bă mare, a copiilor, a tinerilor, a societății, deci și a bisericii, dar nu nu în primul rând unul sau altul, chiar împreună, pentru că omul e una, oamenii sunt una și dacă nu ajungem la acest scop, că pentru mine, dacă începe deja aici pe pământ, sigur va ajunge în rai. Dăntii, nouă n-ați arătat din anul 2009 în România, zic mai exact poate pe zona de Bacău, pentru că acolo v-ați început uh, activitatea, ne-ați arătat ce înseamnă Don Bosco, ce înseamnă salezien, ce înseamnă acest spirit. Dar când copilul tii sau tânărul tii, nu știu, a descoperit ce înseamnă Don Bosco, când uh, v-ați simțit atras de această a salezienilor, și pentru asta, clar, facem o excursie în timp și ne ducem Ai. în Italia, nu? Poate da. chiar undeva aproape de Veneția, locul în care v-ați născut. Da. Facem o, o călătorie în timp și ne amintim de copilăria dumneavoastră și vreau să-mi povestiți acel moment, când ați auzit prima dată de dom Bosco și vi s-a părut că are ceva aparte, ceea ce vreți să urmați, de fapt. E, nu, povestea e, mai, e diferită, pentru că am auzit de dom Bosco e, cam pe la 11 ani. E, Printr-o diferite motive, eu am fost primit la o școală de la Salesieni, la Castelul de o lângă Veneția, Trevizo și acolo Castelul de Gode. Este o școală, practic, nu o spunem medie, ar fi clasa a, a șasea, a șaptea, a opta. Un fel de gimnaziu, da. dar nu începem cu a cincea, nu? Da. Și... Deci acolo era salezienilor, m-am simțit foarte bine primit, un mediu chiar bucuros, jocuri, am poze de atunci, transpirat cu jocuri, cu... am primit și premiile, eram cel mai bun copil, am întrerupit <laughs> premiul Costaina Mancai împreună cu salezienii, deci premii... O cină oficială, <laughs> practic, nu? <laughs> mă amintesc că asta ca o glumă, că am primit și o filie de tortă de la Salesienii, care îmi bat poate cu puțin uh, lichior sau nu știu ce și asta m-a făcut <laughs> am ieșit din masa aceea, <laughs> îmi dorea capul. Ei bine, adică de Don Bosco deci am primit imediat o impresie foarte bună, l-am cunoscut ca un fel de familia mea. În dar cadrul dar școlii. Pentru școală, pentru că oricum eram internă deci dormeam acolo, jucam acolo, mergeam acasă la vacanțe și mai departe. Era un internat într-un fel, dar foarte, foarte frumos, amintirii plăcute 100%. A trecut clasa 8, am rămas acolo și pentru ceea ce noi spunem gimnaziu, adică e, practic liceu, începutul liceului. E, după ce era și gând, știi, când ești atât de aproape într-un mediu, ni se spunea vreți să fiți preoți, vreți să fiți ca noi. Eu că nu am avut niciodată această respingere, pentru că, într-adevăr, biserica pentru mine mereu a contat mult. Deci mergeam la biserică cu plăcere, la Sfântul Împărtașani, la Spovada. Deci viața mea creștină din familie, am cine cine familială, norocul așa de binecuvântare lui Dumnezeu că mi-a dat o familie chiar bună. Și cred că și asta este o mare problemă de astăzi. Familiile care sunt așa, așa, văd imediat roade că nu merg. Dar, oricum, a familiei mea a fost bună. Mama mea mai trăiește, 96 de ani. Să fie sănătoasă, ce bucurie! Dacă va vedea ceva de genul, se va bucura. Sigur vedem, se vede. Sigur. Nu va înțelege asta. Îi <laughs> traduceți, Ei bine, a trecut timpul, 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 a petrecut tot liceul și asta a fost o, o, o schimbare minunată. Pentru că am întâlnit un grup de tineri ca și mine, care erau acolo, dar ei trăiau o viață creștină mai adâncă. Ei spuneau că uh, citeau din Cuvântul Vieții câte ceva și încercau să-l trăiască. Și eu m-am dus aminte, -am, adică m-am gândit, Doamne, Evanghelia se poate trăi? Nu e ca o carte de citit și atât? Asta m-a schimbat ah. și. Într-adevăr. Ei sp se spuneau, adică se povesteau după aceea și experiențele făcute. Deci era o vorba, nu știu, o, un cuvânt al lui Dumnezeu, încercau în cursul zilei sau în cursul săptămânii să-l pun în practică. Și asta chiar m-a deschis ochii. Am încercat și eu. Mă amintesc că primul cuvânt care oricum era împărtășit între toți era căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și restul vi se va da în plus. Atunci, care este împărăția lui Dumnezeu? Ce trebuie să iau? O... Ce, ceva, care? Și mi-a spus, uite, dar împărăția lui Dumnezeu este iubirea. Dumnezeu este în împărăția, împărăția lui este iubirea. Tu să iubești așa cum simți, cum crezi, cum îți vine din suflet, pentru că l avem pe Duhul Sfânt și asta te inspiră într-un fel. Eu am încercat. Cum să încerc să iubesc? hai să aduc apa la masă, în loc de aștepta, hei, aduci apa, mă ridicam eu. Și simțeam că acele mici fapte de iubire, aduce apa la masă, împrumuta o carte, asta la un joc, chiar dacă nu mi era chef. Deci, mici de tot. Dar au făcut că sufletul să se Adică s-au deschis cu adevărat ochii și mă amintesc emoțiile de atunci, de a simți prezența lui Iisus viu între noi. Pentru că înțelegeam și acel, acel alt cuvânt, unde doi sau trei se unesc în numele meu, care înseamnă în numele iubirii, dar pentru Iisus, nu pentru ca să iubesc așa. Și El este în mijlocul nostru. Și atunci eu cu adevărat... Am început în acele zile, mă mintesc, era 5 decembrie 2075, mă amintesc data în care mi s-a propus acest cuvânt, să-l caut și vedeam că cu adevărat, cu cât eu iubesc, celelalte lucruri veneau în urmă. Și studiile, și adică bucuria, și... Și au spus, asta e o comoară, nu, nu am cum să o țin doar pentru mine. Asta e, trebuie să, că mulți tineri să o cunoască, să, să, să o trăiască. Să deci aici a pornit dorința mea de a fi ca dombosco, Bosco, pentru că simțeam că acest cuvânt de lui Dumnezeu mi s-a dat prin mijlocul lui eh, congregației saleziene, sau cel puțin eram acolo, chiar dacă acest dar era bisericii a tuturor creștinilor, Atunci simțeam că acest dar primit în congregație trebuia să fie dus mai înainte. Dar să fie acest dar, nu doar activitățile de studiu sau chiar frumoase Partată de joacă, sau chis de joacă sau de bucurie. Și, a, și aici acum, deci când propun eu o, o, lucrare de bucurie sau de joacă, înainte ne-am mintit de un revelion, oricum să fie cu partea asta înăuntru. Nici să fie partea asta fără asta. Adică s-au îmbinat două lucruri, partea umană și partea sufletească a lui Isus și au devenit un singur lucru și, nu, și asta nu poate să nu fie. Deci de atunci, din atunci era 2000, Pardon, 1976 76 și 6, atunci a, 6. pentru că era decembrie, experiența asta în primele luni 96 eu luna mai n-am putut să spun, eu fac cerere de a fi salesian pentru totdeauna și pentru mine era pentru totdeauna, nu, nu mai eu mulțumim Domnului sau prin harul său, cred în dincolo de dificultății, de limitele de problemele, n-am simțit niciodată Că e... o, o problemă de a spune nu, nu e calea mea. Pentru că acea lumină pe care am primit-o este atât de puternică eu poate nu o știu să o duc mai departe, dar asta nu poate să nu fie dusă mai departe. Deci pentru ea eu continu că nu. După ce am citit și Dumnezeu Sfântul Pavel că spune nu pot să nu spun acest lucru. Chiar nu pot. Și ați început să le spuneți în contactul cu tinerii, cu copiii, cu părinții copiilor, nu? Da. Pentru că pentru a ajunge la copii și la tineri, trebuie oarecum să-i cucerești Lucrați pe părinți. Cu toții, cu e mare toți. lucru părinții să-și încredințeze copiii, nu? Să îi da. încredințeze, de fapt. E, atunci, asta e partea a doua, tocmai pentru că nu se poate merge la cu crucifixul și spune să credeți în Dumnezeu sau în, tine, sau în Cuvântul Domnului, exact. ci să îmbine și viața, deci cu frumusețea ei, cu plăcerea ei și cu responsabilitatea ei și poate și cu suferința ei. Deci, oricum, se lucrează la latura asta mai umană. Deci, noi pornim de la jocuri pentru că cu tinerătul se joacă și să ne bucurăm, dar o bucurie diferită, nu e o veselie nebunatică, că după aceea, când nu mai ne jucăm, nu, haide să facem, face o rugăciune, dar nu ca un fel de stampila peste activități, ci cum te-ai jucat tu? De exemplu, dacă pot să deschid o paranteză, Mă amintesc că cu un tânăr din Veneția, 16 ani, el înțelegese, înțelesese, așa de bine, ceea ce ar trebui să fie jocul nostru, că la un moment dat, într-o verificare, a spus aceste cuvinte, mă amintesc, era David, 16 ani. Donti, pentru că așa, Donti, Dontițian. Donti, Don't vă spune toată lumea. Asta, jucându-mă cu copiii, am simțit că Isus în mine el face să se joace pe Isus în copil. Eu am deschis ochii uimit și atunci. Pentru că a auzi că un preot să spună Isus în mine îi educa pe copii. E ceva a... normal. E ceva normal. Că un tânăr să spună L-am iubit pe Isus în copil, e destul de e matur, special, înțelege. dar am ajuns la un nivel mare. Dar el să ajungă că Isus în el face să se joace cu Isus cu copilul și să, să le duce într-un fel, mi s-a părut chiar o minune într-un fel. Dar vezi, la 16 ani se poate înțelege un astfel de lucru. Dacă unul la 16 ani înțelege un lucru de genul ăsta, e logic că nu, cu cât devii mai mare, cu cât Simți această responsabilitate. Și poți să nu pomenești niciodată de Isus, dar Isus s-a jucat cu Isus. Și tu poți să joci doar, să faci un revelion, să faci, dar sufletul cu care tu îl trăiești face ca acel joc să devină creștin. Și după aceea, logică, că îți vine dorința de a merge în biserică, de a face o spovadă, pentru că poate n-ai lucrat bine. Și de a spune Iisus, du mai încolo și mai departe. Ajută-mă! Deci, liturgia e o exigență, ca o... îți vine foame într-un fel, nu că hai, trebuie să mergem în liturgie. sau după jocul, hai să facem o rugăciune. Nu, e normal, adică ne jucăm pentru ceva în plus și facem ceva în plus jucându-ne, sau lucrând, sau un tata muncind, sau o mamă educând, sau un doctor, adică fiecare în mediul lui și am simțit că și asta, Sfântul Pavel, fie să dormiți, fie să mâncați, fie să activați, totul faceți în numele Domnului. Asta e, adică. Asta e ceea ce de fapt a plăcut -ați asumat, mie a plăcut, -a plăcut mie. și ați da. vrut să aplicați în viața da. dumneavoastră am încercat, de zi cu zi. Am încercat. Am <laughs> încercat. Adică într-adevăr sunt multe limite. Dar asta nu mă speria și mereu o simt că, și atunci când nu mă spovedesc. Simt că am greșit aici, nu am reușit, dar simt această dorință. Deci mergem înainte. Da. Dorindu-vă toate aceste lucruri, vreau să ajungem la momentul acela la care am făcut referire și anterior, momentul 2000 când ați venit în România. Ce vi a fost prima vizită în România când ați venit la bacă? Prima și stabilă. Prima stabilă. Da. Deci, până atunci nu știați ce e România concret, nu. decât din Cărți, nu? Da. Cărți și Hărți, cum deci se spune. Am fost sfințit pe în 85, am activat după ce la Sandona de piave un oratoriu foarte frumos. Chiar m-a format ca oratoriu, ci activității, colaborare cu adulți, tineri implicați, adulți implicați. Ați învățat, ați crescut. Chiar, chiar m-a ajutat efectiv. mult, mult, mult. Am fost la Veneția, chiar în orașul Veneția, foarte frumos. Acolo era David, de acest despre Pe care, care ați am vorbit. Da? După ce am fost un an la Tolmezzo, deci am schimbat și acolo. Acolo comunități din da. Italia. Și într-o zi, era luna mai, cred, din anul 2000, un telefon. Domnul, uite-te, ne gândim la un cadou pentru România. ce ai spune tu dacă ne gândim la tine? Eu am picat chiar din nord, era ceva neinchipuit, nici măcar știam. Mergi la Bacau. Ce-o fi Bacău ăsta, nu? zis, nu? nu, <laughs> no, nu este. asta. <laughs> Erau alte denumiri așa, nu, 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 gata, am, am înțeles că era Bacău. bacău. Mergem la bacau, facem Știați valize. vreun cuvânt în limba română? Nu, am apelat imediat la Tormezu, la o persoană că știa, m-a învățat bună ziua, bună seara, mulțumesc, <laughs> dar atâta, nu am putut să partice. Deci am venit aici aproape de zero. M-am bucat de limba. Înainte am locuit într-un bloc la etaj. Erați vecinii mei! Exact. Erau în eram în același vecini. bloc, la scara B. Îmi amintesc, ca și cum era ieri, sincer, chiar ca și cum era ieri, îmi amintesc venirea dumneavoastră, pentru că vă dați seama, a fost un pic de vâlv așa. Au venit salezienii, cine sunt, ce vor să facă, ce se întâmplă, dar bucuria a fost, pentru că îi aveam pe preoții de la parohie, și, așa cum bine l-ați menționat pe părintele descă, care ne-au spus, măi, veți vedea! Și-a fac frumos! Ba, știți? Dacă vreți să vă facă cineva reclamă părintele vedeți că e foarte bun. A fost foarte amabil cu noi. chiar. Și atunci -a primit cu mare Ați venit, într-adevăr, așa cum ați zis, ați stat în, în, acea, în acel apartament o perioadă, dar ușor ușor, a căpătat contur, cum îi spuneam noi, mamăliga, casa Liga, galbenă. Pentru, pentru că așa era, îi spuneam. Era galbenă, o casă galben. galbenă care bine, o casă, mai întâi la roșu, care ușor ușor s-a colorat s-a colorat în galben. Noi poate copii fiind în acea perioadă. Eu eram un copil și toți ceilalți din generația mea și mai mici, mai mari poate un pic. Noi am văzut poate lucrurile frumoase că ne primeați cu drag, pentru că am făcut, nu e așa, în acea clădire când nici nu era gata, era la roșu, am făcut undeva la etajul 1 un revelion și am dansat și ne-am distrat și ne-am simțit bine o veselie responsabilă de care ați menționat mai da. înainte. întreruptă, cum tot dumneavoastră a zis, de Firescul moment de rugăciune, pentru că nu ni s-a părut niciodată nefiresc să ne oprim din joacă, din activități recreative pentru rugăciune. Deci, așa cum ziceam, ne-ați primit cu mare drag pe noi. Noi am văzut partea bună. V-am văzut veselia, v-am văzut deschiderea, care au fost părțile pe care noi nu le-am văzut atunci și nu le-am înțeles cu siguranță pentru că eram copii. Părțile grele pe care le-ați întâmpinat Cred că nu au fost așa de grele, pentru că -am amintiri nu am amintit de urâte sau de suferințe speciale. Nu, a fost o, ca un fluviu care intra în, în mare, știi, și era bine cultura diferită, e, mentalitatea, poate, o impresie că, dar era o impresia mea, adică că de exemplu, când ne intram la biserica mare, nu? Și vedeam oamenii mai așa, pentru că poate Sobri. pentru viața grea sau pentru dificultățile pe care le trăiau, și un fel de un, da, un, fel de tristețe într-un fel. Deci stai la rugăciune și ca un fel de a, așa vrea Dumnezeu. Nu, așa vrea Dumnezeu. Deci eu am spus imediat, aici trebuie chiar aceea schimbare, că totul, lucru nu se schimbă, dar te-ai schimbat tu. Deci, oricum, eu nu, nu simt, n-am simțit dificultății mari sau nu, nu, eu cred că a fost chiar bine, m-a plăcut, m-a plăcut limba, m-a plăcut mâncarea. Acum în aceste patru ani de zile, spune, e în România se mănâncă Sărmale, ai, în România este o ciorbă bună. Ai, să mă... Deci ați devenit ambasador pentru a, România, aproape, nu? Ați făcut A făcut, făcut publicitate, da. Ați reușit, Don T, din 2000 până în 2008, când ați stat la Bacău, să creați o adevărată comunitate, să creșteți câteva generații de copii care, da. iată, așa cum ați zis despre mine, că eu m-am dus pe unde viața m-a purtat, uh -huh. așa și alții care atunci erau în cercul nostru, sunt acum poate plecați prin lume, plecați prin alte orașe din, din România și am devenit oameni mari și cu toții purtăm în suflet acea părticică pe care dumneavoastră și echipa de atunci ne-ați insuflat-o. Și ne-ați insuflat-o exact așa cum ați zis dumneavoastră, ca un fluviu, ca un râu care, de fapt, își urmează cursul, cursul firesc. N-a da. fost nimic forțat, n-a fost nimic greu. Ceea ce noi am învățat de la Salezieni a fost exact această bucurie despre care spuneți. Pentru că v-am auzit și mai înainte spunând minunat. Eu cred că, până să întâlnesc pe Salezieni, n-am auzit atât de des cuvântul minunat. Minunat, bucuros, mai era și. Cine spunea, ce porcărie minunată! Era o expresie. Uh, nu știu, cui? cred că Don Sergio sau. Uh, nu știu. A, da, glum da era, spunea. Era, era, era o glumă, Ce glum porcărie da, da. minunată! Practic, totul era minunat. Totul da. era darul lui Dumnezeu. Și cred că salezienii de fapt, asta vor să ne învețe, nu? Că e un dar. Ba, stii, asta ne învață Isus. Deci, dacă e pe cruce și El spune, fie voia ta înseamnă că și crucea, într-un fel, are rostul ei și nu poate să fie doar refuzată sau suportată atât, ci îmbrățișată, într-un fel. Asta e un gând care și pe mine mă însoțește. De aceea, dificultățile nu sunt atât de mari. Sunt grele, lipsa e lipsa, durere e durere, suferință suferința și... Dar au un rost, au... Adică, Iisus era stignit, a luat aceste suferințe și le-a le -a transformat în înviere. Și învierea este chiar bucuria. Deci, sigur, este o cale pentru a fi, a fi mai bucuroși. Cred că nu pot să spun la oamenii de pe stradă acest lucru, că e un lucru mai special și mai dificil. Dar, dar totuși, este secretul nostru creștin, adică să trecem de la cruce la inviere, Pentru că la asta suntem chemați. Asta nu se poate spune, dar se poate trăi. Deci trece prin dificultăți, dar totuși hai să ne ajutăm. Să ne... Și, de exemplu, o alta, un alt truc, așa, este a, a face să participe câte mai multe persoane la acest, la acest scop, într-un fel. Deci să adune și tinerii, să-i implici, să-i faci responsabili, să face să se simte că ei sunt purtătorii acestei bucurie, dar aceste bucurie măture. Și atunci ei devin educatorii locul nostru sau chiar alături de noi sau chiar împreună. Și a fi cu toții educatorii, logic, nu poate să iese doar o biserică frumoasă, va ieși și o societate frumoasă. La asta mi se la pare că este... Dumboscu de... este asta. Să fiți buni creștini și cetățeni unești. Asta era o motor de a lui. Ați, zis, ați zis, Don T, de suferința lui Isus și imediat mi-a venit în minte o întrebare pe care, nu știu, atunci nu mi-am pus-o. Repet, eram copil. Mă întreb, ați suferit în 2008 când ați plecat din Bacău la Constanța? <laughs> e, orice despărțire e o despărțire. Pentru că las tinerii, las oamenii, las lucruri pe care așa ai încercat să le faci și cât de cât oamenii s-au atașat de tine. E, suferința este și când te dizlipești, dar am încercat mereu să nu mă atașez la oamenii, ci la ceea ce am încercat să sămână în ei. Nu? Așa că dacă e vorba un lui Dumnezeu, să rămână harul lui Dumnezeu. Chiar ieri m-am întâlnit cu unul dintre ceștii animatori, nu spun numele ca să nu fie așa, dar m-a spus, pentru că a, a luat chiar o stradă mai bună, mai puternică, a devenit un om, e tată, lucrează, are, e fericit. Și i-am spus, dar totuși a rămas în tine acea semința, Donti, nu poate să despare. chiar asta face să fiu mai puternic. Deci, vezi, chestia asta, chiar dacă eu după ce am plecat la Constanță, de la Constanță m-am despărțit de alți oameni, dar încerc să, să nu mă atașez de ei și nici ei să fie atașate de mine. Pentru că asta ar fi o, o relație nu chiar bună de tot. Pentru că trebuie să ne atașăm de altceva. Nu? Și la asta facem să crească. Logic, trece prin prietenie și ne auzim cu, cu mare plăcere. E, deci suferința când nu este, nu este. Dar nu e atât de puternică. Pentru că tu știi că noi ne întâlnim în alt nivel și în aceste nivel mi se pare că... e... La asta poate ne vom reîntâlni într-o zi, sperăm cu toții mai sus. Așa că să mânăm de aici pentru ceva mai mare de acolo. Mă gândesc că din 2000 când ați venit în Bacău, Dacău, cum vi s-a părut dumneavoastră <laughs> atunci, nu? Nu știați absolut nimic despre da, ceea da, da. ce vă așteaptă, de fapt, în această zonă a țării noastre, apoi în 2008 la Constanța, până în 2014 când ați plecat în Republica Moldova. Sunt totuși niște ani care, îndrăznesc să zic, cred că v-au făcut și un pic român, nu-i așa? Vă simțiți parte din poporul român pentru că ați, ați depus atât de mult efort și ați trăit atât de mult printre Eu noi? Eu cred că am ratat să iau și cetățenie. nu târziu. <laughs> Mi se pare că trebuie 10 ani întrerup sau nu știu ce. Bine, dar nu este asta. Pentru că... Vă întreb de ceea ce simțiți dumneavoastră pentru că, așa cum ați zis, nu știați nimic la început. Nu, nu, nu dar nimic. Ușor, ușor, ați cunoscut de toate despre români. De toate, absolut de toate. Eu spui tu, mulțumesc, dar bine, poate că încă mai trebuie să cunosc mai mult. Eu cred că oricum suntem al lumii. Deci dacă mi s-ați trimit acum în Vietnam sau nu știu ce, eu cred că voi îmbrățișa... Acel, acea, acea țară cu aceeași dreaptă. Oricum, aici eu m-am simțit bine. Știi, când simți mediul tău, simți că este, e lumea ta, m-a plăcut repede, poate am spomenit deja limba, mâncare, cultura, caracterul romanilor, caracterul primitor a romanilor, care încearcă, mi dat să se are în ajutor dacă este nevoie de ceva. Ei bine, sunt și limitele lor, de unde nu sunt și la italienii care nu sunt. Dar de deci, ce? Nu spun să, să, mă simt italian sau român. Eu mă simt chiar al lumii. Dar aici stau bine. Adică mă simt bine și Puteți eu mă place. spune că România a devenit acasă? Știi că acest gând l-am avut al altierii, întorcându-mă de la fericituri mie spre clădirea galbenă a noastră. Chiar în suflet mă întorc acasă. Exact acest cuvânt. Și l-am spus părintului Andrei, uite-te ce bine mi simt că mi parcă sunt chiar acasă, deci nici acasă mea părintească, e acasă, acasă, te simt în mediul tău. E, și chemat să colaborezi în continuare pentru că acasă să fie mai frumoasă, să fie mai primitoare, mai colaborativă, mai, mai, mai Ați departe, vorbit foarte frumos despre, despre România și despre tot ceea ce a însemnat uh, misiunea dumneavoastră din 2000 până în 2014, în România, pentru că în 2014 ați plecat în Republica Moldova. Moldova. Cum a fost această schimbare pentru dumneavoastră? V-a fost dor de noi, de români? <laughs> nu, pentru că mi s-a spus, mereu merg acolo neștiind de ce mi se treaptă, Așa, e, am mers acolo spunând, mi s-a spus, uite, de acolo limba oficială este limba română. A, gata, dacă e limba română, mă descurc. Pentru că, când vorbești cu oamenii, intri în relație explici de ce ești acolo, îi asculti pe ceilalți, simți problemele lor, adică se începe o relație. Comunicarea e baza de tot. Doar că acolo limba e și rusă. Și cu unii chiar doar rusă. Deci eu nu puteam să intru în contact, mai ales, de exemplu, cu copiii pe care îi avem noi în casa familială. Cu ei, da, românește vorbind, dar cu părinții lor, de exemplu, sau ceea ce Rămâneau de părinților, eh, nu puteam să intru în comunicare, pentru că prin intermediul asistentului doar că facea traducere. Deci, asta a fost pentru mine o. O durere? Putem nu o, spune o, o da, durere? o durere, nu o piedică, nu o piedică, pie eh, nu, nu o suferință, ci o durere, Adică pentru că nu puteam imediat să, să intru în relație cu ei. Dar și acolo, mediu frumos, poate și mai sărac din punctul de vedere a oamenilor, a prezenței catolice, pentru că te bazezi și pe catolice la un moment dat, intri deja într-o relație mai sufletească și mai bună. E, însă acolo, mai fiind pentru toții, dar o colaborare foarte bună cu preasfințitul Coșa, că și el acolo cu mare putere trebuie să se țină această credință tare și în această țară. Deci, cinci ani am trăit acolo, după ce a mi s-a cerut un serviciu. Și eu am cerut, am întrebat, pot să am 3-4 luni de odihna, că nu, <laughs> nu mai, mai mult decât pentru odihnă, pentru a cunoaște iar cu frații mei din Italia, pentru că nu suntem legați din inspecția asta, din zona noastră și nu mai cunoșteam generațiile noi care au venit și mi se spune pe cine vedeți? Și nu mai știu, deci hai să cunosc și realitatea mea. Am cerut 3 luni de zile. 3 luni au devenit 4 ani pentru că mi s-a Dat. Nu să stai în inspectoria, ci să stai noviciat la lângă novicii care devin, vor deveni salezieni. Un și loc stat. foarte aproape de un alt loc, o simbolistică o, foarte importantă. Pentru noi importantă, da, da, și da, da. anume casa, casa lui Domn Casa, Natala, chiar. Unde s-a născut Dom Bosco? Ceea ce cel puțin spune, aici m-am născut eu. E, pentru că așa spunea. E adevărat că bine sunt niște probleme din casă. Era casa alături care a fost deramată pentru a construi un templu mare de tot. E foarte o biserică foarte frumoasă. Dar a rămas casa pe care el, despre care el vorbea, asta e casa mea. E, lângă această clădire este o altă clădire și noi suntem chiar în această clădire. Acolo sunt adunați tinerii din Europa care vor să devină salezienii. Ce loc mai bun ca să, să i aduci să, să ajut pe tinerii asta să devină salesieni, Eu mi s-a părut, cu acest dar de a nu fi doar învățătorii sau arbitrii la joc sau uh, care se ocupă cu asistență, ci cu această, cu această har, cu această era și maestru foarte priceput, foarte înțelegător. mi s-a părut mie că s-a făcut o, o pereche de, de educatori într-un fel care se înțelegea foarte bine, deci era cu putere mare față de aceste tineri. Patru ani de zile, ei după ce inspectorul meu superior, haide că acum e timp să te întorci în Bacau. Yes. De unde a plecat, de fapt? Nu da, de unde te... a plecat. Eu spun că e un valță, știi, trei case, un papa, pa, un bacau. tot un, <laughs> Așa, un joc, donti, nu? Găsim un joc în toate Da, da. Și doar că am spus o mică dificultate, nu mai am vârsta aceea, am câțiva ani în plus și nu mai au acele puteri, deci trebuie să mă regăsesc acum care este rolul meu, e, că nu pot să fie la joacă, la toate. Spiritul, da, cred că este aceeași. Așa, așa l-am simțit. Deși e, e o întoarcere de curând și poate e prea devreme să vă adresez această întrebare, voi încerca totuși, credeți că s-au schimbat mult generațiile, tinerii, copiii și percepția oamenilor față de nu știu, față de, de ceea ce le oferiți de fapt prin oratorul Salesian Don Bosco. Deci, societatea, da, de am simțit deja că s-a schimbat mult, mult, mult. E, și aici, intru un fel, bine. Adică, oamenii ved mai maturi, mai șizați, mai, mai puțin preocupați de ce va fi cu viitorul meu. E, dar acum e prea puțin timp că sunt aici. Într-adevăr, o săptămână, două, am avut relații foarte mici, deci nu pot să spun. Impresia este o, un mediu mai matur. Adică, numai e România din anul 2000 post într-un fel și așa mai departe cu uh, și din punct de vedere a religiei foarte atașată de biserică dar mi s-a părut una, mi s -a părut, mie un atașament mai exterior într-un fel, merg la biserică, merg la Sfântul Părtașani, mă spovedesc, gata și serviciu oferit de proții. Acum văd că este deja o, mai multă colaborare, mai, ceea ce am încercat într-un fel în mediul nostru, nu cu, pentru că nu am putut. În mediul nostru, de exemplu, când ne-a lucrat cu catolică pe vremurile acelea, să implice mai mult tinerii, să fie mai eh, conștienți de ce dar au ei și ce dar pot să da, dea la copi copiilor. Aici vede că ceva s-a schimbat din punct de vedere social. Vede o societate mai bună. Cel puțin numărul mașinilor de pe stradă. <laughs> nu mai pot să mă strecor într-una, nu mai găsesc un loc de parcare. Deja asta e un element care e vizibil. Uh, Cred că, oricum, mesajul lui Hristos, adică cel care are asta e valabilă domina în urmă, acum și va fi valabilă pentru că e aceeași. Cristos e aceeași. Deci, el are un farmec și pentru îmbunătății și oamenii de acum. Eu trebuie să-i cunosc mai bine și trebuie să găsesc, poate, acea cale pentru a-i oferi acest dar, dar darul e același, bucuria de a iubi, împărăția lui Dumnezeu care am spus la început, iubirea, iubirea Domnului. Um, deja vă lansez invitația pentru o următoare emisiune, poate peste un an, chiar doi, pentru că știu că veți rămâne un pic pe la bacă, ar nu trebuie, așa așa ar, ar trebui, Eu mă doresc. dar mă gândesc acum și uitați, va fi chiar prima întrebare la viitoarea emisiune pe care o vom realiza, asta vă voi întreba și atunci, în 2009, copiilor de atunci, cu un balon care era, nu știu, căpăta o anumită formă, un furtun cu apă, nu? Cu care făceam niște jocuri, un nou fiert în lingură sau multe alte de combinații nu. din acestea, ne făceați o mare bucurie. Credeți că astăzi, în 2023, copiii au aceeași bucurie la vederea acestor artificii pe care le-ați folosit cu noi? E, he, he, mare întrebare Voi răspunde peste una de zile. <laughs> <laughs> nu, eu cred că da e, Doar că Poate înainte Se putea oferi imediată și era imediat primit Acum poate trebuie E adevărat că unele jocuri Nu mai poți să le faci Simțiți că aveți un mare inamic În tehnologie, în telefoane În lumea aceasta virtuală în care ei asta, Se regăsesc Asta peste tot În Italia, aici, cred că peste tot Asta într-un fel fură sufletul tineretului și într-adevăr va fi o mare încercare pentru noi oameni din biserică și oameni din societate pentru că oricum aceste probleme vor fi și majore. Auzeam ieri e o emisiune în care se vorbea despre e, incapacitatea de a oferi tinerilor un loc pentru a se scoate din lumea drogurilor. Și dacă unul intră și rămâne, și nu, o societate nu are cum să-i scoată de acolo, ce problemă mare se va găsi. Dar doar, doar asta este un element un din toate celelalte. Dar asta e deja grav. Dar și a, a nu răspunde bine, a fi. A, a nu înțelege, de exemplu, că un părinte îți spune, asta se poate, asta nu se poate. Pentru că în desene animate tu ai văzut că asta se poate, asta dacă vrei se poate oricum, și asta dacă insisti să o vrei. Deci, nu ai cum să figura, de exemplu, a, a tatălui, a bărbatului, a figura masculină într-o familie, ca să spună asta e viața, asta nu, să dea limitele, ca să construiască caracterul, nu doar pentru a fi ascultători, ci pentru a fi oameni. Asta va fi o mică, mare încercare. O văd, această, această problemă, și si, în tineretul de astăzi, copiii de acum, pentru că avem ce face cu copiii mai mititei e, în cursul săptămânii, e, o vede deja foarte, spui un lucru, înainte cu voi, nu, acolo nu aveți voie, gata. Acum, nu, nu aveți voie, m-au spus că nu aveți voie. Oh, m-am auzit, nu aveți voie. Deci trebuie repetate 3-4 ori. Și e o încercare. Dar cu ajutorul tuturor, pentru că imediat, de exemplu, în, în ocazia asta, că nu aveți voi, nu aveți voi, a sărit un adult, adică unul din tinerii care erau atunci, care erau atunci. și cu voce mai bine <gângânt> asupra băieților, nu aveți voi, au ascultat imediat. Deci ne ajutăm împreună, da. Știți că e o vorbă românească care spune că unele lucruri nu se demodează niciodată. Mm. Folosesc demodează sau, haideți să zicem, unele lucruri nu expiră niciodată. Și dacă e să vorbim despre. Ceea ce trebuie să le oferim tinerilor și copiilor, care sunt aceste aspecte care nu expiră și sunt valabile veșnic, și trebuie să le oferim tinerei generații. Astfel încât să devină oameni responsabili, să devină asta, să devină ceea ce ne dorim, de fapt, să, să devină viitor, pentru că ei sunt viitor. Eu cred că asta este chiar secretul educației: să oferim tinerilor. E... Ceea ce ei doresc, că să fie mai mari decât ceea ce sunt, nu pentru a-i da prefăcute niște responsabilități, ci pentru să ia acele pe care ei pot să le ducă mai înainte. Ei fiind mai responsabili, găsindu un locul lor de responsabilitate și aducând mai înainte viața, mi se pare că este deja un drum puternic în acest lucru, dacă noi dăm acest suflet, de ce faci acest lucru? Cum tu ești responsabil a unui joc, a unei activități, a unei familii după aceea? Dacă o faci pentru altcineva, adică pentru a mare, atunci gata, e, jocul e terminat. Adică s-a educat 100%. M-a plăcut într-o zi, am auzit unul că spune la o, o doamnă că era în birou. Să nu pune crucea în spatele ei, într-o birou în creștină, adică să nu punem crucea în spatele, că pentru că, vede. că dacă ai în spate, tu, bine, nu o vezi. Pune-o în față, ca să știi pentru, că, pentru cine lucrezi. Chiar dacă faci un proiect sau faci o activitate, tu ai o țintă, adică nu proiectul este țintă, ci deci copilului sau tânărul, mai ales tânărul. Dacă are un joc de făcut, pentru cine face acest joc? Pentru copilul, ca să fie bucuros, sau pentru, cum spunea David, ceva mai mult, hai să spune chiar, pentru Iisus, pentru că doar așa atunci avem un viitor. Dacă nu avem doar asistenți la jocuri, avem animatorii uh, la discoteci, avem uh, oameni care se pricepe la proiecte, avem oameni care fac clădiri, dar nu avem oamenii, oamenii. Nu avem esența, de fapt. Exact, esența. Avem gesturi și nu... Sentiment și Și, și Aici, într-adevăr, acum vezi, a fi catolici, a fi creștini, a fi. Deci, e altceva, pentru că tu lucrezi chiar pentru Isus. Deci, asta e deja un. Dar cine răspunde mai bine? Cel care tocmai îl cunoaște pe Isus și chiar îi spune Isus. Nu doar pentru o valoare mare, pentru bunătatea în lume sau pentru iubirea reciprocă. Chiar dacă asta lucrează și noi trebuie să intrăm în dialogul cu toții. Deci, lumea se face cu toți oamenii lucrând împreună e, cu unii se poate merge chiar deschis cu aceste argumente mai, mai ale noastre. Donti, vorbiți mereu despre alții, despre tineri, despre copii, despre părinți, despre frații dumneavoastră, despre tot ceea ce înseamnă cei cu care interacționați. Trecem acum la persoana dumneavoastră okay. și vă întreb, ce își dorește Donti? Același lucru, pentru că eu nu pot să dau lor, de exemplu, să fii creștinii dacă eu nu sunt. De exemplu, seara mă duc în capela noastră și spun lui Iisus, ajută-mă să fiu ceea ce voi spune celorlalți. Deci, într-adevăr este o încercare pentru mine de a fi, de a da mai departe ceea ce trăiesc, de a nu, de a nu a fi prefacut într-un fel. Chiar dacă câteodată trebuie să spun, nu știu, când nu știu, trebuie să spun un lucru, hai să ne rugăm, eu poate, nu știu, m-am -am rugat în grabă, Ai dată viitoare, deci trebuie să mă rog mai. Deci, cu lucrurile mici, iubirea este asta, deci, adică trebuie să-l iubesc eu mai întâi, adică deci, să-l iubesc pe Iisus când sunt o rugăciune, să o iubesc la masă aducând apă când e vorba de a aduce apa, glumind cu un confrate dacă are chef de a sta două minute împreună sau de a sta cu tânărul. Deci de a fi ceea ce propun, de, de, a, nu, de a, nu, propune altceva sau de a, pentru că nu e o meserie, dacă ar fi o meserie, aș schimba. <laughs> E, e ceea ce doresc eu, ceea ce m-a plăcut mie, ceea ce m-a. Aș spune un cuvânt, nu știu dacă e potrivit, ceea ce m-a îndrăgostit. Foarte Eu potrivit. sunt îndrăgostită de chestia asta, de, de, de Cuvântul Domnului, de viața lui Hristos. Nu o împlinesc 100%, sunt conștient, dar îmi place. Dar tindeți către asta altum. și vă doriți. Da, da. da. Dănti, a fost o mare bucurie să. A trecut deja timpul, timpul nu-i așa? Dar avem deja programată o viitoare emisiune, nu-i așa? Da. Plus, de acum, desele noastre întâlniri din, din Bacău și profit de ocazie și vă rog și pe dumneavoastră să o faceți, să invităm pe toți cei care v-au cunoscut în acea perioadă să revină acum la Bacău și să treacă pe la oratorul Salezian Don Bosco, să vă pun așa, să vă supună unei încercări, să vedem pe cine și cum mai recunoașteți. Și să vă Asta e chiar o încercare Memoria mea e <laughs> <laughs> cu Mulțumim numele. mult pentru Pentru bucuria pe care o răspândiți Pentru că iată ați reușit și în cadrul acestei Emisiuni să aduceți așa Un, un vibe bun cum se spune yeah. în, în modernism Vă mulțumesc pentru acest lucru Eu vă mulțumesc tare mult și la revedere, <laughs> la revedere. <laughs> Dragi prieteni Cred că dacă reținem Un aspect simplu Facem lucruri esențiale Ați auzit ce a zis Don T. Aduceți voi apă la masă. Zâmbiți-le altora. Faceți niște gesturi micuțe și nu trebuie să mergeți la vecini. Începeți de acasă, de seară, astăzi, cu soția, cu soțul, frații, între voi. Le spun și alor mei cu ocazia asta. Nu mai pasați responsabilitățile unul către altul. Haideți să punem mâna fiecare și să facem ceva micuț. Doar așa suntem mai buni și devenim mai buni. Vă mulțumesc pentru astăzi. Sunt Nicoleta Timaru. Până data viitoare, rămâneți cu RCIS FM și Angelus Steve. Interviul săptămânii la RCIS FM.